Fetița se află în continuare în grija medicilor, care spun că starea ei este bună și stabilă. Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a deschis o anchetă în acest caz. Născutul este internat în clinica de terapie intensivă pentru noi născuți în spitalul nostru. Este stabilă, mănâncă, este încălzită, primește îngrijirile corespunzătoare vârstei ei în această clinică. Polițiștii încearcă în continuare să o găsească pe cea care și-a abandonat copilul în toaleta trenului, iar acum verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din stațiile în care a oprit trenul care venea de la Petroșani la Craiova. În prezent, polițiștii colaborează cu celelalte structuri de poliție, precum și cu angajații CFR care lucrează în gările și haltele unde a oprit trenul, pentru a vedea ce persoane s-au urcat în trenul respectiv și pentru a se identifica cât mai repede mama bebelușului. Fetița abandonată are, conform medicilor, 4 zile și a fost găsită ieri în gara Craiova în trenul care venea de la Petroșani. Un angajat CFR a găsit pruncul într-o toaletă ascuns într-o sacoșă și a anunțat imediat poliția.